Doi viței morți de foame de două săptămâni ajunseseră hrană pentru câinii din curte. 20 de vaci într-o bătătură de 10 metri, patrați unii aceea și bălegărui până la genunchi aceea și eu toată ziua vorbesc cu el și spun să le facă grajduri și el de bata mor toate pe rând aceea, murit și luar acum cu ele și le dusere cu navetele alea mari de la primă, și le dusere pe o luncă să le îngroape. Și cu alelalte plecare pe drum. Vecinii spun că bărbatul de 55 de ani are probleme psihice și a ajuns să țină vacile chiar și în tinda casei. Eu nu mai pot să trăiesc în casa aia. Am făcut sesizările de dui lui domnul șef de post Butan, care-s la el, am făcut la mediu, am făcut la DSP-ul, am făcut primarului Paicu, care n-a binevoit să vină. Azi că vine în sat să vadă ce e acolo, e dezastru. De la ce? De la vacile lui a avut 20, acum mai rămaseră 17. Veni direcția sanitară, enumerară 17 vaci. A murit de foame că n-au avut nutrezi, bălegarul până la genunchi și tot bălegarul îi pis din poartă. Dacă veniți, vă rog să mă credeți că vedeți bălegarul scos din poartă, pleca pe drum. Și să spun ce fântâni, eu sunt aproape la 5-a, 6-a casă de el. Și uitați și dumneavoastră, cu tot mă e ce mă e, dar azi dimineață și aseară, neagră ziceai dumneata că e din toaletă. Are vite și are gunoi la ele. Are gunoi, uitați-vă filmat, uitați cum ieși. Uitați-vă ce ieșea și în fântânile toate, nu se poate bea apă. Avem copii mici, eu am doi, vecinul doi, ăsta. Și azi dimineață, cu vacile alea moarte, ce se întâmplă? Păi e venirea de la primărie, poliția locală și luară cu excavatorul. Și acum el unde e? Păi cu vitele în câmp. Cazul a ajuns și în atenția oamenilor legii. Polițiștii din comuna Bălești au însoțit reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Gorj la domiciliul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, unde au efectuat verificări privind respectarea normelor de biosecuritate și protecția animalelor. Medicii veterinari spun că nu îi vor mai permite bărbatului să țină vacile în curte. A fost anunțat medicul veterinar concesionar, care a anunțat DSV-ul când gospodăria lui Georgiala Constantin există două bovine moarte, tineri bovini. Ne-am deplasat, am constatat acest lucru, cadavrele au fost evacuate din gospodărie de către reprezentanții primăriei pentru a fi denaturate de către unitatea autorizată pentru denaturarea cadavrelor, aceasta fiind obligația primăriei care se are a teritoriului, și suplimentar am luat măsura evacuării animalelor din această gospodărie. Oamenii se tem că se pot îmbolnăvi pentru că și apa din fântâni este infestată. Ei spun de asemenea că le este teamă să discute cu vecinul lor pentru că este agresiv.